din episoadele anterioare. O să pun mâna pe tine și o să spară rău că ești din camera. Prinsă în capcana lui Damian, Natalia s-a dovedit a fi o adevărată luptătoare. Când și-a dat seama cu cine are de-a face, mafiotul a hotărât să o reducă la tăcere pentru totdeauna. Bine că ai împușcat și pe asta. Ia uite-o pe Didi. Băi, asta e gagica mea. Radu a avut parte de prima decepție sentimentală de când a ieșit din spital. Boia. Sexy asistenta care în visul lui îi stătea la degetul mic l-a trimis la plimbare cât ai zice Radu. Vezi de treaba ta că altfel o să ai de face cu Armando, clar? Pa! Îngrijorată de dispariția Nataliei, Ioana a pornit pe urmele acesteia. Avertismentul lui Capone de a uita totul a pus-o serios pe gânduri. Sfatul meu este să pleci cât mai repede din casa asta. Stai liniștită. La rândul său, Andrei a sfătuit-o să nu meargă la poliție. Cuprinsă de remușcări, Roxana s-a hotărât să dezvăluie poliției crimele din culisele agenției de modeling. A fost ascultată cu interes și dată pe mâna mafioților. În ultima clipă, aflându-i teribilul secret, Sorin i-a cruțat viața. Din păcate însă, Daniel nu va fi la fel de milos. S-a terminat! La revedere! Dacă vrei să afli care va fi soarta tinerei mame, rămâi alături de noi. În câteva momente, Iubiri Secrete revine cu un nou episod plin de suspans. I love you. Iani și Iulia sunt convinși fiecare în parte că au tras lozul cel mare. Oare când își vor da în sfârșit seama că s-au păcălit reciproc? N-are bani aia. Păi ce o să fac, mă, Iani? O să vă dau ăștia afară cu forță. Stai să sunt niște prieteni cămătari? Suntem niște bănuți. Ci că abonatul n-are credit. Dă-mi telefonul tău. Păi n-am nicio credit, sunt falit. Iubim, am o rugăminte la tine. Mi s-a defectat telefonul, nu știu ce are. Poți să-l împrumut pe al tău? Sigur. Mersi. Hai că vin acum, da? Da, poate să mergem la palat după aia. Depinde de tine. Nici asta nu are credit. Păi ce bogăta și asta, om, fără credit? Nu știu. Ia uite-te și tu dacă are poze. Ia să vedem ce poze are și el în telefon. Uite-le. Ia uite-te, mă, și tu. Mă, astea par poze de țăracă, mă. O sobă de teracotă? Făcută într-o garsonieră? Nu. Nu, cred că e o confuzie. Nu, nu se poate. Doamne, ce casă de sărantoci! Să vezi că ăsta e sărac. E vai de capul ei. Adică asta e mai săracă decât mine? Nici mediul familial și nici pregătirea din cadrul mafiei siciliene n-au reușit să-i șteargă lui Sorin sentimentele umane. Roxana era un copil și tot ceea ce făcea, făcea pentru a-i salva viața. Și am lăsat-o să moară. Vă rog să mă ascultați un pic. Copilul meu trebuie să primească banii ăștia pentru operație. Dacă nu îi primește, o să moară. Deci tu crezi că spunându-ne asta, noi o să fim sensibilizați, nu? Faceți-mi mie orice doriți voi, dar banii... Păi gata cu zmiolcăriile astea! Stai!
Opriți-vă! Altul. Tu ce cauți aici, mă? Nu puteți să omorâți pe Roxana. Ia uși. De ce, mă? Că ți-e ție milă de ea, Sorina? Nu e vorba de milă. E vorba că Roxana... Spune despre ce e vorba, că dacă nu te calc în picioare este aici... Vorba despre copilul meu care trebuie ajutat. Tu să taci din gură, trădătoare. Pentru că nu mă interesează copilul tău și îți promit eu că dacă mai scoți un singur cuvânt, copilul tău o să aibă aceeași soartă. Ai înțeles? Și acum, domnul Sorinel, explicați-ne de ce Roxana nu trebuie împușcată acum și aici. Dar dă-mi un motiv bun, că dacă nu o să fie vai și amar pe tine. Există un motiv destul de bun, tata. Da, spune-l! Eu și cu Roxana ne iubim. Primejdia a trecut, iar marișii nu vor mai fi deranjați prea curând. Cu toate astea, în urma vizitei lui Adrian au rămas întrebări incomode. Ce căuta comisarul Coman la noi în casă? Șpagă căuta. Ai văzut și tu. A fost și arestat. Era un tip corupt. A primit ceea ce merita. Îl cunosc foarte bine și pe el și pe Damian. Și dacă unul dintre ei este corupt, acela este fratele tău. Ți-a spus și Andrei. Eu nu am nimic ilegal, sunt curat și nu văd de ce trebuie să-ți faci atâtea, mereu trebuie să-ți faci griji. Cum Dumnezeului să nu-mi fac griji când poliția vine la noi în casă? Mă duc și eu după la bucătărie să mai vorbesc, poate. Tata, e bine că am rămas singur pentru că vreau să vorbim despre ceva. Spune, Andrei. Nu știu dacă ți-aduce aminte, dar acum câteva zile la agenție au venit două fete, Ioana și Natalia, da, pentru o preselecție. Da, mi-am amintesc, am venit preselecție și la un moment dat eu am spus că avem treabă și s-a amânat toată povestea. Da. Da, uite ce s-a întâmplat. Natalia s-a întâlnit cu Damian și nu știu cum a păcărit-o și a promis că o face fotomodel. Vechea formulă, cunoști? Da, vechea formulă. Problema este că acum fata asta, Natalia, a dispărut. A dispărut, așa cum au dispărut și alte fete. În Germania, la prostituție. Tu înțelegi aici cum stau lucrurile. Pentru mine contează foarte mult fata asta, e treaba mea. Și țin neapărat să facem cumva să o ducem înapoi. Și pe ea, și pe celelalte fete pe care le-ați trimis voi. Andrei, este un joc periculos. Periculos, mă, dar eu de ce nu i-am zis lui mama ce s-a întâmplat? Spune-mă, da, de ce mi-a zis mama? Care a fost motivul pentru care am tăcut? Ok. Mi-ai promis că o să oprești toate afacerile. Da, ai făcut ceva în direcția asta, zi-mi. Însă atâta timp cât eu nu sunt șef organizației, nu pot să mișc nimic, nu pot să iau deciziile. Ok, foarte bine. Asta înseamnă că scopul meu, al tău și al lui Mădălin, este ca tu să devii șef organizației, nu Damian. Până când nu mă va numi tata pe mine șef organizației, nu pot să salvez nici fetele alea și nu pot să fac absolut nimic. Da, știu, am auzit placa asta de 10 ori. Tu vezi că trebuie să mai ai grijă de ceva. Nu care cumva ca bunicul să se prindă de faptul că noi știm și că vrem să oprim treaba asta. Pentru că dacă se prinde... Îți dai seama. O să pozezi în băiatul cu minte că vrea să ducă afacerea familiei mai departe. După care, în momentul în care ți este lăsată ție, noi o închidem. Punct. Disperat, Sorin mizează totul pe o carte. Tu și Roxana vă iubiți? Spune-mi că în banc prost. Din prima clipă de când ne-am văzut, după ce am venit din Italia, ne-am îndrăgostit. Tu îmi spui mie că te-ai îndrăgostit și ai umblat cu femeia mea? Da, Dan. Eu m-am îndrăgostit de ea și ea de mine. Băi, mă, Sorin, eu cred că tu glumești. Eu mai degrabă cred că ăsta e un pretext de-al tău să o salvez pe Roxana. Nu e niciun pretext. Ăsta e adevărul. Și chiar dacă ne iubim, eu am pus capăt acestei relații. Pentru că nu era corect față de tine, față de fratele meu. Și ea n-a suportat asta și s-a dus la poliție. Adică tu ai avut o relație secretă și tot tu i-ai pus capăt. Da, tată! Pentru că era imoral față de fratele meu, față de Daniel. Roxana, este adevărat ce spune Sorin? Da, este adevărat. Eu și Sorin ne iubim foarte mult. Dar când am aflat că nu mai putem fi împreună,
Am decis să mă răzbun pe el, ducându-mă la poliție. Eu nu cred nimic de nebunia asta. Și chiar dacă aș crede-o, cu atât mai mult merită să moară nenorocita asta. Dane, oprește-te. Dacă vrei să tragi în ea, va trebui să tragi în mine. Tu o iubești atât de mult încât îți dai și viața pentru ea? Da, tată, o iubesc enorm. Ce nu înțelegi? Și cum se face că deși știai că o să fie executată, n-ai spus nimic despre dragostea asta fulgerătoare, imensă? De ce n-ai spus nimic? Mi-a fost rușine, tată! Mi-a fost rușine de ce am făcut! Mi-a fost rușine față de fratele meu! Dar ți-am luat sfatul în considerare. Acum sunt bărbat și spun sincer că o iubesc mult! Auzi, Sorine? Dacă tot o iubești atât de mult și ți-ai permis să faci asta față de fratele tău, meriți să primești un gonț în frunte, mă, tu! Ajunge, Daniele! Ajunge! Sorine, chiar dacă o iubești cât spui tu, femeia asta pentru noi tot o trădătoare rămâne. Să fie clar. Nu înțelegi că totul s-a întâmplat din cauza mea? Am fost imatur! Nu am fost unde ajuns de bărbat încât să admit lucrul ăsta, că o iubesc mult de tot, nu înțelegi? Și vreau ca ea să fie soția mea. Odată adevărul ieșit la iveală, romantismul a dat bir cu fugiții. M-am uitat la tine în telefon și mi-am dat seama că m-ai mințit că ești bogătașă, că ești o sărăcie și o păducioasă! Păducioasă care ești păducioasă! Ce crezi? Și eu m-am uitat la tine în telefon. Și? Și? Am văzut că ești decât un mincinos care mi-a promis multe și nu-mi dă nimic! Stai într-o casă dărâmată, n-ai bani de încălzire, cum să te dormi venit în geacă, mă? În geacă de fâși? Fă, m-ai mințit până acum, că ai bani și carduri! Ba, tu m-ai mințit pe mine! Ai vină cu piscină și am crezut în tine că ai tu bani! Tu vorbești, mă! Tu vorbești? Ba, stau cu buzunare! Luate-mă, că bani. Merit! Îmi tu merit! Vorbești. Îmi merit soarta că am crezut în tine! Mi-ai zis că ai parate și tu n-ai doi bani în buzunar! Sunt un prost și ești o proastă, Maia! Bate-mă, că merit soarta! Domna! Domnul! Elicoptere, mă! Da, elicoptere! Fă! Că și tu m-ai mințit! Da? Da! M-ai făcut să mă duc să ia bani de la cămătari ca să îți iau ție figurine. Știi ceva, mă? Și stai așa, mă! Să pui mâna! Stai așa, zic! Să faci rost de bani să-mi plătesc datoriile! Ia mai bate, mă, că sunt prost în merit soarta! Dă-mi! Dar mai dă-mi! Doar atâta poți! Dă-mi, fă! Dă-mi, fă! Dă-mi, fă! Stai, gata, gata! Ia! Gata, stai că mă mulțumim! Pui mâna și vinzi tot ce ai! Îmi dai bani să plătesc datoriile, că da, ești bărbat! Eu o să vând tot ce am. Tu! Eu! Tu! Bine ai zis tu, fă, că dor cu geaca pe mine! Că sunt un sărac! Nu mă interesează, trebuie să faci rost de bani! Nu, eu am luat bani de la cămătari. Așa? Atent, ca să plătesc mese la restaurant, figuri, șampanii. Nu e problema mea! Îmi faci rost de bani, nu mă interesează cum! Fă. Tot tu dai mie! Fă-te bancul! Da! Prostule! Vicinoasă! Ce fă? Dai că m-am murit! Ce-i gălăgia asta aici? Vă rugăm să pară să-ți imediat incinta, altfel chem poliția. Păi da, dar e frig afară și nu avem unde să ne ducem. Afară! La oră las cu tine! Taci, mă, din gură! Taci! Mai văd tu de asta, tu! Gură! Ieșiți afară, amândoi! Hai, dreptate, șefule! Afară, fă! Afară! Afară, că te bat cu salteaua! Afară! Damian e surprins de reacția fiului său și caută soluția ideală. Ia uzi, Sorin vrea să-ți dea de nevastă. Tu ce spui, Roxana? Și eu vreau să mă căsătoresc cu el. Chiar ne iubim foarte mult. Tată, dacă omorâți pe ea, mă pierdeți și pe mine. Mie îmi convine. Taci, Dane! Deci voi doi vreți să vă căsătoriți. Da. Uite cum facem. Îți fac cadou viața Roxanei cu două condiții. Orice. Prima, vă căsătoriți și îmi demonstrați că vă iubiți și că nu a fost un joc. Că n-ai vrut să o scap de la moarte.
Da, tată. O să-ți demonstrez asta. A doua condiție. Amândoi o să fiți trup și suflet pentru organizație. Tu o să devii bărbat adevărat și o să-mi demonstrezi și o să faci ce spun eu. Ai înțeles? Pentru că dacă nu, viitoarea ta soție o să moară în chinuri groaznice. Am înțeles. Sunt de acord cu absolut tot ce ai zis. Ia-o și du-o la mașină. Nu e corect ce ai făcut față de mine. Nu e corect, dar e practic. În felul ăsta o să fie un om de bază al organizației, pentru că n-are încotro. Te rog să convoci Consiliul Organizației azi după amiază, să nu lipsească nimeni. Fiii săi nu-i raportează acțiunile, dar Vladimir pare să știe tot ce se întâmplă. Să fi venit oare momentul mult așteptat? O să anunț noul conducător al organizației. El va deține și marele secret. Va conduce toate afacerile începând de astăzi. Și eu pot să mor liniștit. Și puteți să-mi spuneți pe cine ați ales? Da. După zile și nopți de frământare, am hotărât ca noul conducător al organizației va fi... Intră! Andrei, ce cu tine? Bunicule, vreau să discutăm ceva. Da. Capone, mergi și fă convocarea. Am înțeles. Bine, ia spune-mi. Ce vrei să discutăm? Bunicule, am stat de vorbă cu tata și cu Madalin și am luat o decizie foarte importantă. Decizie importantă? Eu vreau să fac parte din organizație. Este o tradiție de familie și vreau să mă implic și eu. Damian a luat o decizie înțeleaptă, dar nu a fost vorba niciun caz de iertare. Sorin va trebui să-și intre cât mai bine în rolul pe care și l-a asumat. De astăzi, Roxana se va muta cu mine în cameră. Foarte bine, Sorine. Și nu uita cele două condiții pentru care ea este încă în viață. Vă căsătoriți în câteva zile și vă implicați total în treburile acestei organizații. E clar? Sigur că da. Hai. Tată, vezi că nu e normal cum te comporți tu cu o trădătoare și cu un pompălău. Vezi tu, Dane, pămpălăul ăsta e fiul și fratele tău. Avem nevoie de el. Avem ocazia să-l facem bărbat adevărat și să pună umărul la treabă alături de tine. Înțelegi? Dacă ține la femeia asta, o să facă tot ce spun eu, ca să o țină în viață. Și dacă nu iubește, dacă toată treaba asta e o șmecherie, ca să o salveze el pe ea că e milos. Tu crezi că eu sunt idiot? M-am gândit și la faza asta. Dar o să ne dăm seama. Tocmai de-aia am pus să se căsătorească acum, urgent. Da, Capone. Azi? Deci azi e ziua decisivă. Sigur, vom fi acolo. Ce s-a întâmplat? Ce vrea Capone? Azi e ședința organizației. Este oficial. Tata va numi viitorul conducător. Nu, adică bunicul te va numi pe tine următorul conducător. Andrei e pe cale să facă un pas riscant, dar necesar. N-am înțeles bine. Vrei să faci parte din organizație? Da, bunicule, am vorbit și cu tata și cu Mădălin, cum ți-am spus, și am ajuns la concluzia că e cel mai bine să mă implic și eu în această afacere a familiei. Dar știi ce mă surprinde? N-am crezut niciodată că tu știi despre organizația noastră. Ai dreptate. Până acum ceva timp nu știam nimic, doar că tata mi-a povestit foarte multe și, sincer să fiu, am rămas fascinat. Eu știu ce să zic, să știi că tu doar de multe ori pare dezinteresat. Nu, nu, bunicule, aici tu ai înțeles foarte greșit cum stau lucrurile. Tata își dorește foarte mult să preia organizația.
Ideea e că până acum el nu a avut foarte multă susținere, după cum știi, doar Mădălin e lângă el. Dar acum, pentru că vreau să-i ajut și eu, îți pot garanta că noi trei, împreună, putem conduce organizația și o putem face o rețea de mare succes. Îmi place cum vorbești, dar nu prea sunt eu convins că ești cu adevărat hotărât. Bunicule, dacă îți spun că sunt hotărât și că asta vreau să fac, te rog frumos să mă crezi. Andrei, să știi că lumea asta a mea e mult mai complicată decât lumea ta. În lumea mea nu e loc de milă sau de regrete. Cine intră în organizație nu va ieși niciodată. Sau dacă va ieși, va ieși cu picioarele înainte. Pentru că trădătorii, oricare ar fi ei, vor fi omorâți. Vrei tu să te bagi în chestia asta? Da. Vreau să mă bag, asta este dorința mea. Și te rog frumos să mă ajuți. Bun. Dar va trebui să o iei de la zero. Chiar dacă tu ești nepotul meu, trebuie să treci prin toate gradele. Pentru că la noi, în organizație, avem niște reguli foarte precise. Vreau să le respect, pentru că îmi doresc foarte mult să fac parte din afacerea voastră. Bine, Andrei. Dacă asta e dorința ta, vom analiza. Roxana este acum în afara oricărui pericol, dar viața tinerei mame de acum încolo nu va fi deloc ușoară. Îți mulțumesc din suflet, Sorin. Stai liniștită, Roxana. E normal ceea ce am făcut pentru tine. Numai că dacă tata își dă seama că l-am mințit și că noi doi nu suntem împreună, va fi exact aceeași situație. Eu voi face tot posibilul să nu afle că l-am mințit. Și eu la fel. Fii atentă. Ne vom căsători și vom pretinde că suntem împreună, da? Orice ar fi, noi doi suntem împreună. Sorin, dar... Da? De ce faci toate astea pentru mine? Am vorbit cu fiica ta, la telefon. Ai vorbit cu Miruna? Da, și am aflat că tot ceea ce făceai, făceai ca să fie ea sănătoasă. Așa e. Ea e lumina vieții mele. Dar fără bani de tratament și de operație, nu se poate supraviețui. Nu trebuie să-ți mai faci nicio grijă. Sorin, dar tu poate ai pe altcineva. O să fie dificil să te prefaci în fiecare zi. Oare nu o fi prea mult? Roxana, o să mă descurc, da? Îți mulțumesc din suflet, Sorin. Din tot sufletul îți mulțumesc. Capone e un tip retras și nu socializează. Ca informatoare a lui Damian, Simona e obligată să știe în ce ape se scaldă Bună. Omul de încredere al lui Vladimir. Bună! Dacă nu mă înșel la memoria, cred că n-am mai văzut prin casă odată. Doar că n-am avut ocazia să ne cunoaștem. Eu sunt Simona. Eu sunt Capone. Capone? Încântată. Ăsta este numele tău sau o poreclă? Nu, numele meu este Cătălin, dar aici în casă toată lumea spune Capone. Sinceră să fiu, ți se potrivește mai mult, Cătălin. Mersi. Am văzut că tot ai grijă de bătrânul respectiv. Da. Ești asistent medical ceva, că nu prea pare. Nu sunt asistent medical. Și dacă nu sunt indiscretă, cu ce te ocupi? Hai că acum chiar mă grăbesc. Mai vorbim, da? Bine, Cătălin. Ea spune Capone, a anunțat pe toată lumea? Da, am convocat tot consiliul organizației. Foarte bine, că astăzi vom primi un nou membru în organizație. Ce membru? Pe Andrei, nepotul meu. Cum adică, Andrei în organizație? Mm-hmm. Și eu am fost surprins, dar ține neapărat să facă pasul ăsta. Uite, ia plicul ăsta. În el se află actul meu de cedare a funcției către nouul conducător. Și pe cine ați ales? Păi am hotărât ca noul șef al organizației va fi... Iulia și Iani visau probabil la o lună de miere pe o plajă exotică. Firește cu banii pe care niciunul nu-i are. Nu ești în stare de nimic, mai lua de nevastă ca să mă ții aici în frig.
Auzi, iubire? Dacă nu vrei să stai în frig și vrei să stai la căldurică, nu vrei să mergem la tine acasică? Auzi, dar nu vrei tu să mergem la tine acasă? Nu, iubirea mea, dragostea mea, cu siguranță casa mea nu e pe gustul tău. Și cu siguranță casa mea nu există. Adică vrei să spui că tu ești o escroacă și o pădocioasă? Tu vorbești, mă! Tu vorbești? Mare barosan cu buzunarele goale! Am impresia că tu te cam dai la mine! Ratatule! Deci nu pleci, te drag de mine, va să zică! Și ție de mine, că ai fel ai pleca! Vino ca! Vino tu că ești bărbat! Vino tu că ești femeie! Nu! La jumătatea drumului! Bine, hai! 3, 2, 1, start! Și acum ce facem, bărbățelule? Ne ștergem lacrima de frig și ce-mi ai spus? Fă, bărbățel, fă tu măi pe mine la mișto, domnul! Auzi, nu te mai fă la mine că-ți dau două de nu te vezi! Vezi că eu cu tine sunt domnul bărbățel, da? Și nu ești decât un clov! Și știi ceva? Faci ia ceva? Să-mi pui tu mâna să te duci la treabă, să-mi scop banii care am pierdut din cauza ta! O să mergem la mine! Perfect! Și o să-ți dau treabă de făcut! Eu o să-ți dau ție treabă de făcut! Uritule! Gasu! Uritule! Vladimir e pe cale să-i destăinuie lui Capone numele viitorului șef. Păi am hotărât ca nou șef al organizației va fi Damian. Eram sigur că asta o să decideți. N-a fost o decizie ușoară, da. Mi-am dat seama că până la urmă el va putea să preia toate afacerile. Capone, închide bine ușa aia. Deci până la urmă Damian este alesul. Da, el, dar nu sunt convins 100%. De aceea astăzi, la ședință, o să-i mai dau un test de care el nu știe. Dacă va trece și testul ăsta, el va fi nou conducător. Dar nu înțeleg de ce aveți atâtea îndoieli vis-a-vis de el. Capone, parcă eu ți-am spus. Damian nu e fiul meu natural. El nu știe treaba asta. Da. Dar cu toate astea l-am crescut ca pe copilul meu. Și totuși îmi dau seama că are în el ceva ascuns, ceva vulcanic care e gata să izbucnească. Păi bun, dar asta este bine în lumea noastră. Nu. Când știi marele secret, ai toate șansele să o iei razna, Capone. Aveți dreptate. Acum, dacă trece testul, el va fi nou conducător. Medicul chirurg din visul lui Radu se pare că este într-adevăr omul lui Damian. Oare care este rolul real? Ce vești ne aduci? Am primit flaconul cu sângele ultimei fete. Calitatea era excelentă. Eram sigur, fata avea vână în ea. Acum avem foarte mult concentrat obținut din sânge de cea mai bună calitate. Fascinantă asta. Într-o singură sticluță avem sângele a multor, multor oameni. Da, dar deocamdată nu e de ajuns. Ne trebuie substanța aceea de definire care se numește estoniu. Doar tata știe formula acelei substanțe pentru că el a creat-o. Știu, dar fără estoniu nu putem crea elixirul. În curând voi prelua șefia organizației și implicit marele secret. Vom crea substanța și vom îmbunătăți elixirul până când vom deveni nemuritori. Mai e un pic de lucru până acolo. Sunt ani de cercetare. Primul pas ar trebui să facem rost de estoniu sau măcar de formula Crist, de preparare. Cristi, nu-ți mai fac griji. O să facem rost și de formula. Dacă nu cu binișorul, atunci cu forța. Nu-i așa, tot? Corect. Da, Simona. Da, spune-mi. Tu vorbești serios? Nu pot să cred. Sigur? Ești sigură? Sigură? Mi-ai dat cea mai bună veste din viața mea.
Bine, hai că au rugat târziu. Și eu? Tata m-a ales ca succesor al organizației. Voi fi șeful! Bravo! Acum nimic nu ne mai stă în cale. Tata îmi va da mie marele secret pe mână, iar noi vom crea un elixir mai bun și mai puternic, cum nu a fost niciodată! Mamă, ce bun ios! Ionuț trece printr-o perioadă în care hormonii își cer drepturile. De câte ori ți-am spus să lași încolo de calculator? Numai cu internet, tot sau unde găsești toate nenorocirile, toate tâmpenile. Cum e posibil așa ceva? Eu am intrat pe un site cu cântece religioase și vreau să învăț vreo două să te surprind. Atât. Să mă surprinzi? Da. Bine, te rog frumos să mă surprinzi, lasă încolo prostiile și treci la lecții. Imediat. Iată, unicule. Deci tu uite-am. Ce ai, mă, dacă vezi ce site de gadget am găsit? Fii atent aici. Băi, stop, o luăm de la capăt. Hai să terminăm odată cu gadgeticile astea virtuale. Noi avem nevoie de femei adevărate. Nu o să avem femei adevărate decât la Paștele Cailor. Păi dacă stăm așa, nu o să rezolvăm nimic. Lasă gadgeticile astea și hai să căutăm unele adevărate. Știi, eu sunt mai fraged, așa că mă... Ia, nu te, gata, ajunge fără bat. Băi, ce-i ăla? E scrisul tău. Marele secret. Estonio C4H719LRTY. Băi, ce-i asta? Nu știu. Păi tu ai scris-o. Probabil am scris-o înainte să intru în comă. Probabil că ăsta e secretul ăla pe care nu trebuia să-l știi și pentru asta au vrut să te asasineze. Aolo, Doamne, marele secret. Ioana nu-și găsește liniștea. Condițiile în care a dispărut Natalia sunt extrem de dubioase. Bună! Ai venit mai devreme sau am întârziat eu? Nu. Eram foarte întrebătoare să aflu ce ai aflat tu despre Natalia. Și că hai, stai aici și spune. Da. Uite, nu vreau să te sperii sau să te împacientezi, dar momentan n-am aflat absolut nimic. Așa cum ți-am promis, o să fac tot posibilul și o să o găsesc. Nu, stai liniște, Andrei. Oricum, simplu fapt că cer să mă ajuți, pentru mine contează foarte mult. Între timp eu să merg la poliție, pentru că sunt convinsă că eu să ne ajute. Ascultă-mă, ți-am mai spus, nu o să te duci la poliție, pentru că dacă te duci la poliție, poate deveni foarte periculoasă treaba asta. Ascultă-mă. Da, Andrei, da. Scuze-mă puțin, te rog. Trebuie să răspund. Da. Bună, Ioana. Madalin? De unde ai numărul meu de telefon? Ei, nu mai contează de unde am luat numărul. Ideea e că seara ai plecat foarte repede de la mine de acasă și vreau să mai discutăm. Ai aflat ceva despre Natalia? Eu zic să ne vedem față în față și să-mi dai mai multe detalii. Uite ce e, Madalin, eu nu pot să stau acum de vorbă foarte mult, așa că te rog să mă suni în cazul în care afli ceva despre ea, da? Mulțumesc! Să cred ce băiatul pe is fantastic! Era băiatul lui Tudor Marici, nu? Da, el era. Sunt o familie de bogătași, fițoși, care au impresia că toată lumea e așa, la picioarele lor și totul îi se cuvine. Am înțeles. Păi și de ce te-a sunat, ce voia? Vrea să întâlnim ce putea să vrea. Stai puțin, poate reușești să afli ceva de la el despre Natalia, nu? Nu, Andrei. Pe el nu-l interesează să mă ajute în ceea ce privește pe Natalia. El vrea să ne vedem, să ne cunoaștem mai bine. Știi tu, ce vor băieții, de fapt? Atunci poate că, nu știu, pur și simplu îi place de tine. Oricum, e clar că ești o fată frumoasă. Eu sunt frumoasă? Da, uite, de exemplu, din punctul meu de vedere, tu ești o fată foarte frumoasă și sunt convins că Madalin a văzut și el treaba asta. Iartă-mă o secundă. Alo, da? Am vorbit cu domnul Vladimir și a aprobat cererea ta de a intra în organizație, iar într-o oră trebuie să fii prezent la sediu ca să iei parte la inițiere. Bine. S-a întâmplat ceva grav? Nu, s-a întâmplat ceva bine. Fii atent aici. Am găsit o pistă și sunt convins că dacă urmez, o să o găsim pe Natalia. Așa că, așa cum ți-am spus, stai liniștită și în caz că afli ceva, te sun, da? Bine. Ok, te rog frumos să mă suni sau să-mi dai un mesaj să-mi te sun la curent. Hai că mă grăbesc, iartă-mă că plec așa, da? Bine, hai, mulțumesc. Pa. Eu tot nu înțeleg ce vrea să însemne biletul ăsta.
Cred că ai spart vreun mail. Radu se află în fața unei informații cifrate pentru care putea să-și piardă viața. Estoniu ăsta apărea și în visul meu. Păi și ce era? Era o substanță care îi făcea pe unii oameni să semene leit cu alții. Păi și ce mă gândesc eu acum? Dacă oamenii din viața reală aveau alte roluri în visul tău, înseamnă că și Estoniu ăsta are altă treabă în realitate. Și care e faza? Nu mă mai interesează, da? Pe mine acum mă interesează doar cum să cuceresc femeile. Atâta tot. Că dacă stau să mă mai gândesc la biletul ăla și ce-o însemna el, poate mă mai trezesc cu încă un gloț și iar mai pic în comă ceva vreme. Așa că nu mă mai interesează astea, doar femei, fără gloanțe. Gata! Bună! Bună, bună, rău de tot, Didi. Te-ai hotărât? Hai la mine în pat să-i dăm drumul la treabă. Ai grijă cum vorbești, preoțel, că nu ești de nasul meu. Atunci de ce ai venit, mă? Am venit să las un acatis pentru părintele Eugen. A, da? Mm-hmm. Bine, atunci dorința ta este ordin pentru mine. Hai în pat și o vom face. Glumești, mă faci să și râd. Am alt nivel. Nu ești de nasul meu. Bine, atunci dă-mi mie acatistul și îl dau eu bunicului. Da. Bine, ți-l dau cu o singură condiție. Să nu cumva să-l citești. Doamne ferește, îl dau direct bunicului. Promiți? Bine, ia-l. Da. Domnule Vladimir, constat că toți membrii organizației... Toții sunt nerăbdători să afle în sfârșit numele viitorului șef al organizației. Dar, înainte de asta, are loc o altă ceremonie. Andrei Mariș va face parte de azi înainte din organizație, odată ce va semna actul de seanță și va lăsa o picătură de sânge pe respectivul înscris. Noul membru trebuie de asemenea să știe că tot ce se discută aici este strict confidențial. Iar dacă vreodată va dezvălui secretele organizației, va fi executat conform codurilor noastre. Da. Andrei Mariș, dacă ești de acord cu aceste condiții, poți să semnezi actul de seanță. Accept. Poftim. Bine ai venit printre noi, Andrei. Felicitările mele. Mulțumesc. Te rog să iei loc. Acum că Andrei a devenit unul dintre noi, să trecem la pasul următor. Domnilor, v-am chemat astăzi aici ca să vă comunic numele viitorului conducător. Unul dintre fiii mei va conduce organizația începând de astăzi. Am aici numele lui. Doresc să comunic decizia mea, în primul rând, candidaților. Și aș începe cu Damian. Vreau ca toată lumea, în afară de Damian, fiul lui și Capone, să părăsească încăperea. O fi Radu virgin, dar cu siguranță curajul nu-i lipsește. Preoțel, acum că mi-am făcut datoria față de Dumnezeu, pot pleca. Stai puțin! Ca să ți se îndeplinească dorințele, trebuie să vii mâine la spovedanie. La spovedanie? Dar ce e aia spovedanie? Trebuie să vii mâine la prânz și atunci o să vezi exact despre ce e vorba. Nu pot să spun mai multe. Și dacă o să mă spovedesc, o să-mi îndeplinească toate dorințele? Absolut garantez. Da? Da! Bine, vin mâine! Vino mâine, vino! Pa! Este! Mâine fac sex. Poate vis. Nu cu Didi. Păi cum așa? Mâine vine la spovedanie. Nu o să fie bunicul de față, așa că eu o să fiu cel care o spovedește. Din cap până în picioare.
Amin. Damian este absolut sigur de victorie. Habar n-are că Vladimir a hotărât să-l pună la o ultimă încercare. Fiule, iubiți nepoți, în acest plic se află numele viitorului conducător. Să știți că n-a fost o decizie ușoară. M-am gândit la ea nopți și zile întregi. Tată, spune mai repede că sunt foarte emoționat. Damian, Tudor va fi noul conducător al organizației. Cum? Ai auzit bine? Fratele tău, Tudor, va prelua conducerea societății începând de astăzi. Eu sunt Ioana, îmi pare foarte bine să te cunosc, Iulia. Ce drăguț, și mie îmi pare bine. Dar mie nu mi se pare că semănați deloc. Auzi, fă, ticălosul ăla de Damian m-a înfundat. Dar tu trebuie să înțelegi că sunt nevinovat. Soțul meu mi-a spus că e cerut șpagă ca să-l lași în pace. Minte. Eu credeam că pot să spun toate păcatele, că așa vreau să mă iert da. Și pe mine. Tu ai foarte multe păcate, iar eu sunt atât de bătrân încât nu cred că mai trăiesc atât de mult să le aud pe toate. Deși a trecut atâta timp, eu încă mai țin la tine. Nu mai pot să vorbesc acum. Stai! Ia-o prin spate, așa mi-a zis Dumnezeu. Lasă-mă, fă, că mă ușor la meciul ăsta. Iani, având în vedere că sunt soțioara ta, mă poți avea oricând vrei tu? Să fie clar! Vreau femeie! Vreau femeie! Vreau femeie! Tu vei fi noul conducător al organizației.